În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Iisuse Hristoase, învrednicește-mă să-ți rostesc această rugăciune timp de 12 zile. Iisuse, primește această nevoință și făgăduința mea deopotrivă și mă iartă și mă ajută în toate după voia Ta. Dacă am necaz, stinge-l cu puterea Ta. Dacă am boală, vindecă-mă. Dacă am neliniște, potolește-mi sufletul. Dacă am rătăcire, adu-mă pe drumul cel bun. Dacă fac răutate și păcat, îndreaptă-mă și mă pocăiește. Dacă fac rugăciune, iartă-mă, ajută-mă și mă miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorule și Fiul Tatălui Ceresc, Cel ce cu bunătatea și cu iubirea Ta de oameni Te-ai făcut nouă izvor de sfinte daruri, nu ne lăsa pe noi, cei ce bine n-am făcut, cei ce Ție n-am știut să slujim, cei ce mereu păcătuim, cei ce mereu sfintele Tale porunci le încălcăm, cei ce suntem vrednici de scârbă și pedeapsă, ci îndură-Te de putreziciunea noastră și ne iartă pe noi, ne spală de rău, ne scoate la liman și ne îndreaptă ca în restul vieții noastre pământești să pășim în voia Ta. Iartă-ne, Hristoase al nostru, și rabdă-ne încă, păzește-ne de ispită și nevrednicii și nu ne lăsa să mai rătăcim. Strânge-ne sub acoperământul Tău și nu ne lăsa să ne moară sufletul, ci înviază-ne din moartea ispitelor. Trezește-ne din nălucirea păcatului, călăuzește-ne de grab și ne întoarce în casa Ta și ne fă pe noi vrednici la sfârșitul vieții noastre de multa Ta milă la judecata cea înfricoșătoare. Lucrarea Ta nevăzută în viața noastră e la tot pasul, Stăpâne, și nu știm a-Ți mulțumi după cuvință pentru toate ce le faci pentru noi. Mărturisim că nu-Ți înțelegem de ajuns cele ale Tale. Mărturisim că vedem mai mult freamătul lumii decât chemarea sufletului nostru spre Tine. Iartă-ne toate și iartă-ne și nepriceperea de a săvârși faptele cele drepte. Milostivește-Te de noi pentru puținătatea vredniciei și miluiește-ne pe noi, cei ce fără Tine morți am fi în ghearele potrivnicului. Hristoase Dumnezeul meu, astăzi nu trece cu vederea rugăciunea mea. Hristoase Dumnezeul meu, astăzi nu mă părăsi. Hristoase Dumnezeul meu, astăzi păzește-mă. Hristoase Dumnezeul meu, astăzi înconjoară-mă cu iubirea Ta nespusă. Hristoase Dumnezeul meu, astăzi călăuzește-mă. Hristoase Dumnezeul meu, astăzi îndreaptă-mă și mă curățește. Hristoase Dumnezeul meu, astăzi dă-mi în sufletul meu pacea Ta. Hristoase Dumnezeul meu, astăzi întărește-mă în credință. Hristoase Dumnezeul meu, mântuiește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește iar, ca la sfârșitul vieții mele să nu petrec în chinul veșnic, ci mă fă vrednic să locuiesc în împărăția Ta. Nu mă rog, Hristoase Doamne, doar pentru mine, ci și pentru toți ai casei mele, pentru bătrâni,
copii, femei, văduve, pentru cei bolnavi, cei în nevoie, cei rătăciți, cei ce suferă din orice privință. Dă-le lor, Doamne, după trebuință și întoarce-i pe ei în turma Ta prin acoperirea cu mâna Ta sfântă. Iisuse al meu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi, învrednicește-mă ca în aceste 12 zile de rugăciune ale mele să stau cu minte trează, să fiu înțelepțit întru cele ale Tale, să mă apropii de Tine și să respect făgăduința mea întru rugăciune. Că Ție ți se cuvine toată slava și închinarea în cer și pe pământ, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă liniște în sufletul și în casa voastră. Amin.